Bună ziua și bine ați revenit la Plus Auto Show. Astăzi vreau să vă arăt o superbitate, o senzaționalitate, o barcă, o mașină foarte relaxantă și pufoasă, să spunem așa, mai exact o Toyota Land Cruiser ediție aniversară de 70 de ani. Avem acest exemplar, de fapt au fost comandate două de către clienții noștri și o să vă arăt toate detaliile despre această mașină, o să vă arăt exteriorul, interiorul, ce modificări avem la interior pentru că avem o tehnologie nouă pe acolo, ce modificări avem la faruri pentru că sunt și acolo ceva îmbunătățiri și toate lucrurile astea chiar acum. Și bineînțeles că trebuie să începem cu partea frontală, unde trebuie să vă arăt mai întâi câteva chestii care mi se par asemănătoare cu un Cadillac, spre exemplu. Și primul lucru pe care vreau să-l observați este designul farurilor. Nu știu, mi se pare că seamănă un pic cu cel de la Cadillac, cu farurile de la Cadillac. De asemenea, avem o grilă mărită cu elemente de plastic argintii și cu elemente piano black. În partea de jos avem farurile de ceață, o bară destul de interesantă cu designuri mai pătrățoase, așa, oarecum tradiționale în designul mașinilor Toyota. Și de asemenea aici avem o chestie destul de interesantă pe care nu prea am mai văzut-o până acum la alte mașini. Avem o scobitură așa foarte, foarte mare în partea din față, care se vede destul de interesantă în momentul în care ești în interiorul acestei mașini, unde o să mergem și acolo imediat. Mașina vine la exterior în culoarea neagră, dar are de asemenea niște picățele albastre în interiorul vopselei și arată foarte, foarte bine. Mie îmi place foarte mult cum arată această culoare și mi se pare că îți oferă și oarecare prestanță această mașină, cu toate că în mare parte este o mașină pregătită de off-road, pregătită de teren, să spunem așa, cu toate că este și un SUV de oraș. Dar un alt lucru pe care vreau să-l observați chiar aici este că mașina vine echipată cu cauciucuri Bridgestone, cu jante pe 20 în 6 prezoane și de asemenea avem discuri ventilate pe interior cu etrieri argintii. Foarte frumoase și sunt un pic vopsite gunmetal, așa lucios să spunem, această culoare argintiu ăsta lucios. Interesant și adaugă o notă oarecum de eleganță. Cu toate că din punctul meu de vedere, în momentul în care ne uităm la acest gol, aș putea spune că ar merge niște jante chiar mai mari, un 22 sau poate chiar un 23, de ce nu? Am venit să vă arătăm un pic și lateralul. În primul rând vreau să observați oglinzile astea care sunt imense, bineînțeles că se pliază, se trag, sunt electrice, încălzite și așa mai departe, tot ceea ce vreți voi la această mașină. Dar de asemenea avem și niște praguri foarte interesante, niște praguri care sunt fixe, mare atenție, pentru că în momentul în care te urci în mașina asta, fiind destul de înaltă oarecum, cam ai nevoia să pui piciorul pe prag, da? Și hai să trecem în partea din spate, unde probabil nu o să observați roata de rezervă, dar există o roată de rezervă și o să vă arăt asta imediat. Aici este roata de rezervă, în partea de jos, sub bara din spate, mai exact, și în cazul în care ai vreo problemă, poți să stai liniștit, pentru că ai și roata de rezervă, deci mașina vine echipată cu această opțiune. Acum că am terminat cu exteriorul, hai să vă arăt interiorul acestei mașini, pentru că aici lucrurile sunt mult mai interesante. Elementul acesta este îmbrăcat în piele, dar nu cred că este chiar totuși o piele, este un fel de plastic care imită pielea, ceva de genul, pentru că mașina asta este normal să fie pregătită și pentru off-road și cam toate materialele în interiorul ei sunt adaptate și pentru acest lucru. Avem de aici de asemenea un lemn fals negru, elemente argintii, memoria în scaune cu pozițiile 1, 2 și 3. De aici putem să deschidem geamurile, să închidem mașina, să reglăm oglinzile. În partea stângă avem control de ESC, putem deschide portbagajul și un volan destul de frumos ca design, să vă spun sincer, mie îmi place cum arată. De aici putem controla volumul împreună cu controlul vocal, pentru că avem și control vocal. Cruise controlul este pe partea dreaptă. O să vă arăt ecranul acesta principal, unde avem niște animații destul de interesante. Panoul central este compus din două calculatoare, cel din partea stângă care ne arată turațiile, cel din partea dreaptă care ne arată viteza și în mijloc avem o mini navigație care ne arată mai multe chestii, inclusiv navigația, cât mai avem din baterie, mesaje de eroare și așa mai departe, inclusiv limitele de viteză, foarte tare treaba asta. Acesta este butonul de start-stop, avem o tabletă mare, cred că de vreo 13 inci, iar în partea aceasta avem controlul climei împreună cu câteva butoane, butoane de volum, power, hartă, meniu, audio, home, setup, seek and track și așa mai departe. Sistem audio de la JBL, un lucru foarte important pe această mașină. Avem de asemenea aici și CD, în cazul în care mai folosește cineva CD în 2021. Și după cum puteți observa, mașina vine cu foliile pe ea, da? Pentru că avem aici foliile. Este nouă și vrem ca proprietarul să se bucure de toată experiența de unboxing, să spunem așa. După care, aici avem încărcare wireless. Momentan am oprit motorul, dar avem încărcare wireless și puteți să vedeți asta, da?
putem să închidem clăpița asta să arate frumos. Controlul tracțiunii poate fi realizat de aici, schimbătorul de viteză, care este automat, bineînțeles, parkingul și autoholdul. În mijloc aici avem două suporturi de pahar care se pot și mări. Avem un căpăcel aici, destul de interesantă treaba asta, și se pot face mai mari în cazul în care ți-ai luat un extra latte sau whatever. Cotiera care poate fi deschisă de pe ambele părți, o poți deschide de aici și este o cotieră foarte mare, nu știu cât de bine vedeți, care de asemenea are și frigider incorporat. Avem aici un buton, cool box scrie pe el, și în momentul în care vrem să ne răcim o doză de cola sau whatever ce vrem noi să ne răcim, pur și simplu o băgăm aici și am rezolvat problema. Și poate fi deschisă de asemenea și de aici și din partea din spate. Ia uite, se deschide și de aici, în cazul în care vrei să deschidă colegul din spate. Scaunele sunt de asemenea răcite și ventilate și sunt foarte confortabile, sunt într-o piele din asta, îmbrăcate într-o piele moale. În partea de sus puteți să vedeți că de asemenea avem o trapă, destul de micuță, dar suficientă, aș putea spune. Și în partea șoferului, dar și în partea pasagerului există foarte multe mânere pe toată mașina, în situația în care te urci pe stânci, pe munți, pe și așa mai departe, te ții de astea și poți să vezi frumos deasupra botul umflat al mașinii și scobitura aia din față de care vă spuneam mai devreme. Acum hai să vedem și cât de mult spațiu avem în partea din spate a mașinii. Suficient, dar partea mișto e că scaunele astea se dau și pe spate, așa și poți să stai relaxat chiar să dormi. Cred că avem un control al scaunelor, dar sincer să vă zic nu știu unde e. A, uite aici. Nu, asta e controlul climei, de unde putem să ne setăm temperatura, dar de asemenea și încălzire și răcire în scaune, chiar și pe scaunele din spate, foarte important. Două mufe USB-C și alimentare pentru brichetă. Aici avem gurile de aerisire, în cazul în care vrei să setezi temperatura diferit față de cea din față. Avem de asemenea și un cârlig, în cazul în care vrei să-ți agăți o cămașă și așa mai departe. Și așteptăm acum să se încarce și tableta aceasta, să vedem interfața. Până una alta ne relaxăm aici un pic. Avem și un suport de băuturi împreună cu cotiera, două pahare. Loc pentru 3 persoane în partea din spate. Destul de mare spațiu, cu toate că depinde de mașina pe care ai avut-o înainte. Sincer să vă spun, nu mi se pare chiar atât de mare, cu toate că stau confortabil, foarte confortabil, iar în partea de sus n-am absolut nicio problemă. Cam așa arată tableta, aici puteți să vedeți toate opțiunile, inclusiv muzică, video, setări și așa mai departe. Inclusiv cred că poți să-ți bagi media ta în cazul în care ai un stick sau ceva de genul. Nu știu dacă are ăsta, dar da, ba da, avem stick-uri pe lateral aici, avem câteva mufe cu care îți poți alimenta și îți poți savura serialele preferate. Un alt lucru pe care vreau să vi-l arăt și este foarte important, este cât de mari sunt suporturile laterale din uși. Puteți să vedeți că aici intră lejer cu o sticlă de 2 litri de apă, fără absolut nicio problemă. Și acum hai să vedem cum ne dăm jos din Toyota. Destul de bine, aș putea spune, pentru că avem praguri care ne ajută să facem asta. Și hai să vă arăt și portbagajul. Avem un portbagaj generos și foarte zgomotos de asemenea. Portbagaj mare și de asemenea pentru sezonul de iarnă, orice mașină nouă vine de la noi cu o racletă, ceva de genul, dacă aveți nevoie. Și bineînțeles că aveți nevoie, că toată lumea are nevoie de raclete iarna. Vreau să vedeți cât de mare e portbagajul și încăpător. Iar aici văd că mai avem un spațiu unde poți să-ți bagi câteva chestii, să le ascunzi în cazul în care vrei să faci asta. Cam asta e mașina, avem și o protecție aici, în momentul în care vrei să nu se mai vadă absolut nimic în portbagaj. Și de asemenea avem un buton de închidere a portbagajului. În concluzie, vreau să ne uităm un pic așa din lateral, să ne ducem un pic mai în spate, să vedem toată mașina în splendoarea ei, inclusiv cu partea din spate, stopurile, lateral, jante, cauciucuri mari, partea din față. Aceasta este Toyota Land Cruiser și acesta a fost Plus Auto Show. Vă mulțumesc încă o dată că v-ați uitat. Eu am fost Daniel și ne vedem în episodul următor. La revedere!